Durere, suferință, frământări și zeci de întrebări fără răspuns au rămas în urma răpirii celor două fete, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Familiile sunt disperate și vor să afle ce s-a întâmplat cu fetele. De 2 ani ele nu au mai aflat nimic nou despre răpirea celor două adolescente. Sunt foarte dezamăgită de ceea ce se întâmplă. Pe 24 se împlinesc 2 ani și nu se întâmplă absolut nimic. Pur și simplu își bat joc de noi, cum și-au bătut joc și procurorii și acum în sala de judecată. În România nu există justiție, în România justiția e compromisă și nu știu dacă cineva sau oricare ar fi în situația noastră ar mai avea curajul să pronunțe cuvântul justiție. Avocații celor două familii au încercat din răsputeri să afle adevărul și au depus numeroase cereri în acest sens, cu toate că au fost respinse de judecătoarea Diana Cotoi. Acesta este și motivul pentru care au cerut în mai multe rânduri recuzarea acesteia. Apărătorii familiilor victimelor susțin că nu le mai rămâne decât să solicite strămutarea cauzei la o altă instanță. Am făcut o cerere de recuzare și i-am spus doamnei judecător și domnului procuror să pună mâna să citească dosarul. Sunt singura care am citit din dosar, am luat toate înregistrările, am văzut, am citit tot, de 5 ori am citit acest dosar. Nu sunt probe că fetele ar fi fost omorâte în acea locuință, mai mult nu sunt probe că Alexandra a fost în casa lui Dincă. Unde este răpitorul real, că fațada poate să fie oricare? Unde este violatorul, unde este criminalul? Noi acum o să facem și o cerere de strămutare vis-a-vis de acest comportament. Pentru că nu se poate la această instanță să se acopere niște ilegalități. În ultimele 2 luni, din motive diverse, procesul în care Gheorghe Dincă și Ștefan Risipiteanu sunt judecați pentru mai multe fapte extrem de grave, bate pasul pe loc. Audierea celor 8 martori citați la începutul lunii mai a avut loc abia astăzi. Printre aceștia s-a aflat amanta lui Dincă, concubinul său, vecina ai monstrului din Caracal și femeia îmbrăcată în haină de culoare roșie, care se afla la ocazie în momentul în care Luiza s-a urcat în mașina lui Dincă. Am solicitat noi probe în această cauză, în sensul de a dispune instanța de judecată, efectuarea unei adrese la operatorul de telefonie mobilă, pentru a putea vedea de pe ce număr a sunat Alexandra în zilele de 24, 25, 7 a 2019, dacă celula operatorului tehnic a localizat-o și dacă statul român putea să o depisteze în imediata secundă după ce a sunat la 112, pentru că dacă se putea observa acest lucru și ea nu era la Gheorghe Dincă, era în altă locație, avem o mare problemă cu aceste instituții ale statului român și cu funcționarii publici care nu își exercită atribuțiile de servicii, măsura fișei postului și a banilor pe care îi primesc. Dosarul Caracal este departe de a fi finalizat. Magistrații au dat astăzi un nou termen de judecată. Dincă și Risipiteanu vor ajunge la tribunalul Olt pe 28 iulie. Atunci ar trebui să fie audiată familia lui Dincă.